În general, dacă vorbim de antreprenoriat, ai o idee și de acolo pleci și zici tu că ai putea o face mai bine decât ce vezi la alții. Poți să estimezi că vei face mai bine decât la alții, poți să estimezi că vei avea încasări mult mai mari sau poți să subestimezi necesarul de bani inițial sau poți să subestimezi riscuri. De aceea, după ce ți-ai făcut un plan pe hârtie, a, B, C, de toate capitolele, începi pe fiecare capitol să te gândești la ce riscuri sunt. Și v-am spus când, în momentul în care încep să-l bagi în ecuație numit om, deja apar mulți parametri. Una este să... Și am, chiar auzeam, ieri m-a sunat un om de business și am zis, sunt o firmă mică, reprezintă o companie din Germania și am spus, mică, păi de ce mică? Păi știți cum e, că am avut vreo 2-3 angajați, dar eu îi spuneam să duc acolo și ei nu făceau planul poate corect. Dar cum te gândești să-ți faci operațiunile astfel încât să te asiguri că persoana care i-ai dat un job îl faci și tu ești de față? De aici apare, într-adevăr, experiența și noțiunea de a ști să inspiri oameni, să-i controlezi, să le faci indicatori de performanță. Deci, astea sunt etape ulterioare care te ajută să-i elimini riscuri. Poți să ai mama indicatorul de performanță în care verifici în fiecare oră unde se află persoana respectivă trimisă pe traseu și chiar și așa poate să nu-ți Dar fără asta. Există capcane inevitabile? Părerea mea este că dacă ne uităm la piața asta de vânzare, cu siguranță vei lua o țeapă. Eu recomand să te arunci și să ai gustul eșecului. Că dacă te ridici, sigur rămâi. Și sunt foarte mulți oameni de afaceri care au luat-o de la zero de două ori. Și Steve Jobs a fost dat afară și ia uite ce a făcut. Deci falimentul e o experiență Îl recomand. bună. E o experiență pozitivă, cum spunea și Gladwell, într-adevăr. Nu vă fie teamă să vă aruncați în apă, nu vă fie teamă de eșec, asta vă formează. Și într-adevăr te poate forma și te poate face să înțelegi că nu-i totul rost și nu tot ce promit oamenii se întâmplă. Poți să-mi dai un exemplu de capcană inevitabilă, un exemplu concret? Îți propui să vinzi un produs și știi deja că ai trei clienți și cu ăștia plec oricum. Și știi că măcar jumate din cheltuieli le -ai asigurate cu clienții ăștia. Și până s-a pus să-i dai tu drumul sau după trei luni, ai au dispărut clienții. De atunci începe joaca stresul. Cum fac? Că eu am costuri certe. Chiria vine lunar, salariile vin lunar, curentul vine lunar. De atunci începe joaca. Deci, întotdeauna e bine să ai backup. Să te întrebi ce fac dacă îmi are șoferul. Ce fac dacă pleacă clientul? Ce fac dacă mă dă afară din spațiu? Dacă ai răspuns la astea, ești flexibil.